Robul Domnului a murit acolo, în țara Moabului, după porunca Domnului. Și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului și zilele acelea de plâns și de jale s-au sfârșit. Amin. Robul Domnului moare după porunca Domnului. La porunca Domnului. Printre altele, la ultima întâlnire pe care am avut-o în urmă cu 2 săptămâni și un pic, spunea cu crucea în spate pe urmele Domnului Iisus, mai am câteva trepte până la 80. Dumnezeu n-a îngăduit să urce pe treapta asta. Spunea fratele Talpoș că fiecare lună e o treaptă. Dumnezeu a dat poruncă să schimbe crucea cu cununa, pentru că robul Domnului moare după porunca Domnului. Nici mai devreme, nici mai târziu. Robul Domnului e cunoscut de stăpânul său. Și stăpânul Hristos spunea așa: după faptele lor îi veți cunoaște. Și cine vrea să fie sincer și să se uite la fapte, nu la vorbe, poate să-l cunoască. Domnul și-a chemat acasă un rob mare, unul dintre cei mai mari. Ce putem spune? Decât că după ce vom sfârși de jelit, îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să slujim în așa fel încât lucrarea să nu sufere. Împărăția să se lărgească tot mai mult și roadele să fie cât mai multe pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin.